Bună seara, avem ora 20 și 20 de minute, sunt la București și pentru că am un pic de răgaz între două vizite la poliție și două procese de judecată, m-am gandit să revin cu dialog, discuții sau măcar monolog în direct despre patimile electorale de dincolo de Prut, la Chișinău, unde încerc să mă implic în campania electorală candidând independent. Probabil știți că am deja destule semnături ca să mă pot înregistra în cursă pentru Consiliul Municipal Chișinău. Acolo sunt necesare 250-300 de semnături din tot orașul, din tot municipiul Chișinău și poate mai știți că încerc să candidez și pe circumscripția 33 pentru alegerile noi, repetate în patru circumscripții pentru Parlamentul Republicii Moldova, după ce Andrei Năstase, Maia Sandu, Vladimir Plahotniuc și încă un deputat care reprezenta o circumscripție din Transnistria și-au dat demisia și locurile lor au rămas vacante. Circumscripția 33, tot Chișinău implică, municipiul Chișinău, dar numai câteva suburbii din sud-vestul capitalei, adică Sângera, Cureva, Dobrogea, Băcioi, Cubrăila, Codru, Durlești, Dumbrava și satul sau comuna Trușeni. Iată, din localitățile astea încerc să adun 500 de semnături, și nu sunt sigur că voi reuși, pentru că aici e mai dificil. Nu e ca în campania trecută din ianuarie, când strângeam semnături de oriunde, pentru că atunci candidam în circumscripția 50 în diaspora și putea semna oricine de oriunde. Aici trebuie să semneze doar oamenii care au vize de domiciliu sau reședință, anume în circumscripția 33, deci în acele localități pe care le-am pomenit mai devreme. Și în plus, iată, am avut acum a doua vizită la București din cauza problemelor cu justiția, cu poliția, cu jandarmeria. Și asta mi-a redus din elan. În plus, luni mai am un proces la Curtea de Apel Chișinău, dacă vă amintiți celebrul dosar Universitatea Slavonă, când am fost atacat de directorul Universității Babenco, am și uitat, Andrei Babenco, parcă îl cheamă, și câțiva subalterni de ai lui. A fost foarte mediatizat clipul acela, dar după aceea s-a uitat despre el. Dar iată, de atâția ani, deja al 8-lea, al 9-lea an, încă dosarul nu s-a terminat și încă se judecă și asta iar îmi va ocupa o zi întreagă și iată-mă în situația potențialului candidat care ar putea să rateze înregistrarea în cursă pentru că o să aibă prea puține semnături sau va avea destule semnături, eu știu, 510-550 de semnături, iar Comisia Electorală va anula prea multe semnături ca să-mi rămână prea puține și să fiu înregistrat cum li s-a întâmplat altora sau cum era să pățesc și eu la prima participare în campania electorală în 2014. Nu vreau să mă plâng, să mă jăluiesc. Eventual vreau să vă motivez să veniți să mă ajutați, mai ales cei care puteți, care aveți un pic de timp liber săptămâna viitoare, pentru că 19 septembrie e ultima zi când poți aduna semnături ca să le prezinți în calitate de candidat independent. Am câteva persoane în grupul de inițiativă care unii mă ajută, alții doar mă susțin dintr-o parte și participă formal în grupul acela de inițiativă. Aș putea să vă mai adaug și pe alții dacă doriți, aveți timp să vă ocupați de chestia asta, să vă dau și liste de subscripție și legitimație, dar să știți că procedura asta durează câteva zile până când vă înregistrează. Oricum, accept orice sfat, orice contribuție, nu bănească, pentru că din nou merg cu buget zero, în sens că nu vreau să cheltui niciun ban pentru campania electorală, pentru a-mi face și a-mi lustrui imaginea. Am decis să nu cheltui nici pentru colectarea de semnături, pentru că mi se pare nedemn ca un candidat voluntar să
dea bani, să plătească bani și cred că nici n-am atâția bani ca să le plătesc oamenilor, cum auzeam că plătesc partidele câte 300 de lei pe zi pentru colectorii de semnături. Am auzit despre un alt candidat tot pe circumscripția noastră, în mod miraculos, acolo unde candidez eu de fiecare dată, suntem 13 potențiali candidați, unii deja s-au înregistrat care sunt de la partide, care au aparate, oameni mulți și au strâns de mult semnăturile sau iată sunt candidate femei și au nevoie de număr înjumătățit de semnături, dar e bine că sunt favorizate femeile în felul ăsta. Vreau să mă plâng doar că suntem discriminați prin lege candidații independenți, pentru că am văzut, iată, mai ieri, candidații partidelor deja își fac publicitate electorală, iar noi trebuie să sacrificăm din zilele noastre libere, din viață, din sănătate, să amânăm procese de judecată și tot așa, ca să strângem semnături, să ne implicăm în colectarea de semnături și după aceea eventual să facem campanie electorală, dar startul a fost deja furat de cei cu bani și cu partide. Nu știu de ce legea permite ca ei să-și facă publicitate oricând. S-au dus, s-au înregistrat și deja încep să-și facă publicitate. Nu vă mai spun că unii fac publicitate fără ca să fie înregistrați. Amintiți-vă câtă publicitate făcea Țuțu. Și am mai auzit despre un candidat de la partid, se pare, lider de partid, Mihai Godea, fost onegist ca mine, fost după aceea lider de fracțiune parlamentară, care în mod miraculos, într-o noapte, a prezentat 10.000 de semnături ca să candideze independent la primăria capitalei, la alegerile, eu știu, din 15, se pare, dar acum recurge și el ca mine la oameni de rând, nu știu dacă merge chiar el personal să colecteze semnături și abia dacă o să reușească să adune cele 500 de semnături, iată diferența de resurse administrative, prezență, prietenie cu mafia și colectarea onestă de semnături. Deci e foarte posibil că din cei 13 candidați declarați cu intenția de a candida, nu foarte mult să reușească să adune semnăturile. Și pentru că oamenii sunt dezamăgiți și refuză să comunice, să acorde semnăturile astea. Sau pentru că oamenii întâlniți, bine intenționați, care mă recunosc sau îi recunosc pe candidați, au domiciliu în altă parte, chiar dacă trăiesc de o viață ca mine, în capitală, în suburbiile capitalei, dar au domiciliu în sate, în raioanele de unde vin unii, chiar din Transnistria. Și legea e aberantă că nu permite unui cetățean să susțină mai mulți candidați. Nu e așa? Ai dreptul să votezi doar pentru unul, dar să-i dai șansa, oportunitatea omului să candideze, poți la mai mulți, mai ales la candidați independenți. Oricum, bine că pentru Parlament e cumva e egalitate de obligații și candidații partidelor și candidații independenți trebuie să prezentăm semnături și același număr de semnături, pe când la alegerile locale, nu-i așa, pe 20 octombrie, sunt de fapt alegeri locale, generale, astea sunt cele mai importante. La alegerile locale favorizați sunt candidații de la partide care de mult au putut să prezinte actele și chiar a doua zi puteau să fie înregistrați drept candidați la funcția de primar sau consilier local, raional, municipal, etc. Pe când independenții abia de 2-3 zile sau de o săptămână, dacă candidează în municipiu, la nivel raional, abia de o săptămână pot să colecteze semnături și au obligație să prezinte semnături. Cei de la partide sunt înregistrați doar prin decizia conducerii partidului, cei independenți trebuie să colecteze semnături și am constatat că cifra de 5% de număr de alegători de câte ai nevoie ca să candidezi pentru funcția de primar, sunt foarte multe semnături. Mai ales în orașe mari, dar și în orașe mici. Mă gândeam, zic, să încerc să candidez măcar la Durlești sau în alt orășel, Sângera sau la Cricova în jurul Chișinăului. Dar pentru asta trebuie 5% de număr de alegători și asta înseamnă cel puțin câteva sute de semnături, numai din localitatea aceea. Ceea ce face imposibil pentru
oamenii onești, bine intenționați, să se implice în viața politică, în administrația locală. Și iată, sunt favorizați în felul ăsta cei politizați, membri de partid sau oportuniștii, care se dau bine pe lângă un partid și sunt delegați în felul ăsta. Sau cei cu bani, care își permit să umble, să candideze independent, dar să adune semnături în câteva ceasuri sau în câteva zile. Vă amintiți în câte ore prezentau 15, 30, 100 de mii de semnături candidații la funcția de președinte? Dodon, Lupu, chiar și Ghimpu a prezentat foarte repede semnăturile cele în câteva ceasuri. Astea sunt resurse administrative sau risipă de bani pentru așa ceva. Deci, iată, democrația moldovenească funcționează doar formal. La modul practic, vedem că cei onești, neregimentați politic, au de suferit, suntem discriminați. Dacă are cineva alte păreri sau vrea să susțină părerea asta mea despre soarta independențelor în campania electorală, vă rog să comentați pe chat, să scrieți text cu comentarii. Nu o să citesc saluturile și laudele, ci doar comentariile, întrebările, criticile. Sau puteți chiar să intrați în direct cu mine dacă apăsați butonul verde de pe ecranul televizorului, în care sunt doi omuleți, dar pe ecranul telefonului. Dar telefonul să-l țineți, vă rog, în poziție orizontală, pentru că eu emit în poziție orizontală. Comentariile o să le citesc de pe computer, pentru că văd mai ușor acolo pe ecranul telefonului, abia dacă reușesc să le citesc. Dar comunic cu voi de pe telefon, altfel nu-i posibil să interacționez, să intre în direct cu oamenii. Și oricum, camera de la telefon mi se pare că mi-e mai bună și sunetul e mai bun de la telefon, de ce fac în felul ăsta de fiecare dată. Redifuzează video cu agresarea ta să vadă lumea, zice Ion Bujoreanu, și nu știu la care video cu agresarea mea se referă, pentru că am multe episoade cu agresare, în care relatez despre agresare, dar nu s-a păstrat, nu mi-amintesc să am vreun video. Dacă vorbește despre Universitatea Slavonă, da, acel video este, l-a difuzat, se pare, cu un titlu tendențios, Moldova.org, de vreo milion de ori. După aceea l-am pus și eu pe canalele mele, Școala Curajului, Curaj TV, cel care a fost închis, dar și pe canalul meu, Oleg Bregă, cred că îl găsiți. O să-l difuzez, poate, în ajunul procesului de săptămâna viitoare. Dar e irelevant, n-are legătură cu campania electorală și cu discriminarea independenților. Era doar în contextul faptului că sunt cumva prins, ocupat cu activismul meu civic și nu prea reușesc să mă ocup de colectarea semnăturilor așa cum aș fi vrut. Dar oricum mi se pare injust ca omul să trebuiască să stea non-stop în teren, să vorbească cu oamenii ca să adune semnături, ca să poată candida. Cred că numărul de 500 de semnături pentru o circumscripție e prea mare, procentul de 5% din alegători ca să poți candida la funcția de primar, tot e prea mare și cred că legea ar trebui să fie schimbată. Actuala guvernare a anulat sistemul electoral mixt, a revenit la cel vechi, dar n-a redus pragul electoral pentru independenți și a rămas tot 2%. Mai rău de atât, n-a redus numărul de semnături necesare ca să-ți înregistrezi candidatura și tot 2000 de semnături va trebui să adun, bine, acelea deja din toată țara, când poate voi putea să concurez cu partidele la eventuale alegeri anticipate sau la următoarele alegeri ordinare. Acum, iată, încerc să candidez pe circumscripția unde a fost Andrei Năstase și mi-e foarte greu să adun cele 500 de semnături, deci dacă sunteți din... O să trezi cineva cu bor mașina. Dacă sunteți din suburbiile Sângera, Durlești, Codru, Băcioi sau Trușeni, vă rog să îmi faceți semne să ne întâlnim cumva weekendul ăsta sau săptămâna viitoare
până pe 19 să mă ajutați cu o semnătură. Altfel e risc să nu pot înregistra candidatura, să nu pot depune documentele sau să nu fiu înregistrat pentru că vor fi brăcuite prea multe semnături și să pot candida doar la concursul pentru Consiliul Municipal Chișinău. N-ar fi cel mai rău, dar cum mi-am dorit să candidez la 4 poziții, din ele doar la una să ajung să candidez, va fi cam puțin, planul minim, să zic așa. Bujoreanu zice, te simpatizez, te apreciez, dar n-am cum să te ajut. Mă puteți ajuta și cei care sunteți pe internet, cu un like, cu un share, cu un comentariu, ca să afle, eu știu, prietenii, cunoscuții voștri de acolo, din circumscripția 33, sau de Republica Moldova, ca să vorbească între ei, între ele, persoanele potențiale alegătoare. Deci, oricine mă poate ajuta, cel mai puțin cu like, share, coment, cel mai mult intrând în grupul de inițiativă, ajutându-mă să colectez semnături sau măcar încercând să intre cu mine în contact, având buletinul valabil la voi, ca să semnați pe listele de subscripție cu care voi reveni la Chișinău sâmbătă chiar de dimineață, dar și acum găsiți colegii mei Oleg Chirvas, Alexandru Muntean, Elena Prodan, Maria Olar, îi găsiți în Chișinău sau în suburbii și puteți semna pentru mine, pentru candidatul independent Oleg Brega. Tu vrei și lupul să fie sătul și oaia să fie întreagă, zice Sasha Adrian. Da, eu sunt vegan și iată, acum mi-am fierturez, mănânc varză și alte produse vegetale. Deci îmi doresc că și lupul să fie sătul și oaia întreagă, iar în politică să nu fie discriminați candidații independenți. De asta candidez independent și încerc să fie ajung într-o funcție decizională, fie să demonstrez că asta e foarte complicat, poate chiar imposibil pentru chiar persoane notorii ca mine, dar minte pentru un om de rând. Și de fiecare dată să arăt cu degetul când apar tot felul de impostori și care pretind că, iată, de exemplu, ca Ruslan Codreanu, care o să zică de grabă că a adunat 10.000 de semnături cu corturile lui de un oraș. Iar eu am filmat 5 minute cum nu se apropie nimeni de cortul lui principal de pe bulevardul central din capitală, de lângă primărie. Și el o să pretindă că a strâns 500 de semnături pe zi și a reușit să adune 10.000, măcar s-a prefăcut, nu ca Mihai Godea care a apărut cu 10.000 peste noapte. Ăsta măcar s-a prefăcut că le strânge, dar oricum eu nu cred că le va strânge cinstit. Bună seara, Oleg. Ce se aude cu semnăturile și restul, Vladislav Apostol? Taman despre asta am vorbit. Mulțumesc pentru că ai semnat acolo la Troșeni. Poate o să mai vin zilele următoare și o să-i rog și pe alți consăteni ai noștri, pot să zic așa, o să-i rog să semneze pentru mine, altfel nu o să mă pot înregistra. Valeriu Gușan întreabă dacă am fost la Dobrogea să colectezi semnături. Zice, du-te la blocuri, posibil să reușești să strângi, te sfătui să stai la stație, la stația de la blocuri. Da, Valeriu, mulțumesc. Am încercat prin blocurile, din Sângera, încă n-am ajuns la Dobrogea și Revaca, dar în Sângera prea puțină lume semnează și în blocurile vechi de săraci, dărâmate, ruinate, într-un hal fără de hal, și în blocurile noi, cu parolă, cod de acces la intrare, oamenii sunt indiferenți, reticenți, iar la stații, dacă stai, sunt grăbiți, lăsați-mă că aștept transportul și e complicat. Dar nu am de ales, așa va trebui să merg în următoarele zile și mă întorc, iată, după procesul de mâine, mă întorc la Chișinău și chiar la Sângera mă gândesc să merg printre primele destinații, Sângera, Dobrogea, Revaca, pentru că încă n-am fost. Mulțumesc pentru sfaturi, pentru idei. Dacă vrea cineva să intre cu mine în direct, repet, puteți apăsa butonul verde de pe telefonul mobil în partea de jos a ecranului unde apar doi omuleți și în felul ăsta, folosind camera din față a telefonului vostru și microfonul vostru, aveți grijă să nu-l astupați, putem vorbi așa. E bine să puneți telefonul fixat cumva pe masă, pe geam, pe pervaz, sau să-l țineți în mână, dar cât mai stabil să nu tremure și nu astupați microfonul.
și țineți telefonul în poziție orizontală, pentru că eu, după cum vedeți, transmit în poziție orizontală. Sau comentați pe chat și eu voi citi, voi răspunde dacă e întrebare. Deocamdată acestea sunt comentariile și întrebările. În schimb, s-a mărit numărul de spectatori pentru că colegul meu, Valeriu Gușan, care altă dată, astă iarnă, când am încercat să candidez, era liderul grupului de inițiativă care m-a ajutat la strâns semnături, s-a apucat să difuzeze pe diverse grupuri de pe Facebook această transmisiune live și el are acces, chiar a creat unele grupuri de Facebook tematice sau geografice, are grupuri cu Sângera și cu circumscripția 33, chiar el a creat. Doamna Maria Olar îmi zice bravo și eu îi mulțumesc, dar sper să o văd alături de mine în campania asta de strâns semnături, pentru că până acum doar nici ea măcar n-a semnat pentru mine, a semnat doar să participe în grupul de inițiative, dar încă n-a fost cu mine la colectat semnături. Am fost relaxați primele 2 săptămâni, dar în ultima va trebui să facem un efort mai mare, că altfel a fost inutilă încercarea noastră, dacă nu o să avem măcar 500 de semnături de prezentat la Comisia Electorală pe 19 septembrie. Așadar, doamnă Olari, mă bucur că mă priviți și că mă salutați și mă încurajați, dar vă rog să fiți chiar și fizic alături. Putem merge împreună la Sângera, de exemplu, sau la Băcioi, sau la Codru, că e mai ușor de ajuns cu transportul public, chiar troleul 10 ne duce acolo, sau 24. Față de Sângera, la noi, la Dobrogea, oamenii sunt mai proaspeți și la chip și la minte și nu se grăbesc la transport. E doar un singur autobuz și au timp să semneze. Bună sugestie, Valeriu, mulțumesc. Sper că o văd și o să le transmit asta și colegilor mei care sunt dispuși să meargă. Oleg Chirvas cu Alexandru Muntean și care chiar zilele astea aveau de gând să meargă la Sângera, o să le sugerez să ia autobuzul care duce la Dobrogea. Ivan Didic mă întreabă la ce funcție candidez și le repet, le amintesc, pentru un loc în Parlament, pe circumscripția 33, și, sau pentru un loc în Consiliul Municipal, un fel de Parlament local cu 51 de aleși care iau decizii la nivel de capitală. Dar știți că în capitală locuiește o treime din populația Chișinăului, de aceea acest consiliu e și cel mai mare, e și cel mai important. Valeriu Borodache ne salută pe viitorii primari independenți, iar eu îl informez că am renunțat să mai candidez la funcția de primar pentru că nu am posibilități fizice să colectez 5% de semnături, adică 10.000 de semnături pentru Chișinău sau 1.000 de semnături pentru Durlești sau eu știu tot vreo 700-800 de semnături pentru Sângera și alte orașe din municipiul Chișinău, iar în altă localitate nu vreau să mă duc să candidez, mai ales în una rurală. Deci eu nu voi candida pentru funcție executivă de primar, ci doar pentru una dintre pozițiile legislative de la Chișinău, Consiliul Municipal sau Parlamentul Republicii Moldova. Mai stau puțin, dacă până la urmă încearcă cineva să intre cu mine în direct. Văd că butonul e pornit, dar e de mirare că nimeni nu a încercat, nici n-a încercat în seara asta. Și poate apar comentarii. Valentin Borodache s-a plâns zilele astea că la el, la Larga, nu la Larga, încearcă să candideze la într-un oraș de lângă Larga, tot de la Briceni, încearcă să candideze la funcția de primar și s-a plâns că abia recent s-a constituit Consiliul Electoral de nivelul 2 și li s-a dat legitimație și liste de subscripție ca să adune semnături, dar le-a rămas prea puțin.
o săptămână sau vreo 10 zile ca să fac chestia asta, ceea ce nu-i așa, e cam puțin și iată dovadă că independenții sunt discriminați, iar reprezentanții partidelor și ai altor formațiuni politice, inclusiv blocuri, la Lipcan, iată, precizează Valentin Borodache, eu am avut un lapsus, acei reprezentanți politizați deja poate să înceapă și campania electorală, publicitatea electorală, pentru că au fost înregistrați. Ați văzut că orașul e împânzit deja de corturi și de oamenii lui Ivan Ceban, care face campania electorală, difuzează ziare și plante electorale. În felul ăsta se demonstrează că independenții sunt discriminați prin lege, prin fapte și condițiile nu sunt egale. Iar actuala guvernare nu prea dorește să echilibreze șansele. Dacă aveți astfel sau altfel de mărturii, intrați cu mine în direct, apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului sau comentați pe chat. Dacă nu răspund acum în direct, că nu o să reușeți să comentați acum în direct, o să comunicăm după aceea, mâine o să aștept la tribunal să-mi vină rândul și o să fiu pe telefon și o să am timp berechet să vă răspund la întrebări. Dacă vreți să împărtășiți astfel de experiență la mai multă lume, intrați în grupul Organizare Candidații Independenți, grup pe Facebook, și o să ne ajutăm unii pe alții cine și ce a mai pățit. Și până la campania electorală, la colectare de semnături și după aceea în campania electorală, ca să ne apărăm măcar noi. Valentin Borodache întreabă dacă Andrei Donică nu candidează, pentru că a observat că Andrei ne privește în direct acum și mie mi se pare că da, candidează. Cred că am văzut undeva prin hotărârile Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău că a fost înregistrat cererea lui. Pe circumscripția 33, unde candidez eu, văd că Svetlana Popa deja a fost înregistrată. Și mi se pare că Svetlana Popa de la socialiști. Și mi se pare că a fost înregistrat și generalul Alexei sau ceva de felul ăsta, pentru că am văzut că a prezentat documentele, dar nu văd o hotărâre în sensul ăsta. Nu cumva are probleme cu semnăturile, că le-a prezentat încă acum o săptămână, dacă mi-amintesc. Bine, când eu eram la kilometru zero și colectam semnături pentru Consiliul Municipal ca să candidez. Pentru Consiliul Municipal, repet, am deja semnături destule. Acum sper să adun destule semnături și de la cei din Sângera, Codru, Durlești, Trușeni și Băcioi, localitățile care fac parte din circumscripția 33. Mai am mâine un proces aici la Tribunalul Ilfov și revin la Chișinău. Voi merge prin localitățile astea și sâmbătă și duminică și săptămâna viitoare până pe data de 19. Doar luni am proces la Curtea de Apel și câteva ore voi fi ocupat cu această judecată. Cam atât. Dacă nu mai comentează lumea, dacă nu are întrebări, înseamnă că atât a fost. Nu prea mulți își doresc să participe în alegeri independenți. Sau nu prea mulți dintre independenți sunt cu adevărat independenți, ci unii care au fost dați afară de prin partide, de prin blocuri sau
nu vor să-și afișeze apartenența politică pentru că partidele s-au compromis ca niște clanuri mafiote. Sau poate foarte mulți dintre cetățenii implicați politic au văzut cât e de greu să candideze independent și s-au gândit să se fofileze pe vreo listă de partid, ca după aceea, sper eu, să se comporte onest, corect, curajos din consiliile locale, raionale, municipale sau poate chiar din parlament, ceea ce e greu de crezut. Valentin Borodache întreabă dacă îți trebuie un anumit număr, 250 de semnături, și dacă nu ți ajung câteva semnături, primesc? Parcă țin minte și mai puține primeau. Valentin Borodache, eu n-am intenția să mă fac de râs și să prezint 250 de semnături câte am acum, când legea spune că un candidat independent bărbat trebuie să prezinte 500 de semnături. Ori prezint 500 de semnături, cel puțin, măcar cu speranța că toate vor fi validate, ori nu mă prezint deloc dacă nu am destule semnături, dacă nu am măcar 500 de semnături. Seara, Iulian, salut! Seara, Oleg! Noroc, noroc! Ce faci? Bine, mă lamentez, iată, că nu am destule semnături și că aș putea arata campania pentru Parlament și no, mă plâng că îți discriminați candidații independenți. Oleg, nu te cred, pentru că ești un băiat foarte curajos și am încredere în tine și nu cred niciodată că vei pierde. Doar dacă sunt niște mărlani de indivizi care vor să-ți bagi bețe în roate, dar eu aștept odată să aud învingerea de la tine că am ieșit în Parlamentul European sau undeva. Fiindcă am încredere cu unul ca tine tânăr, ar putea să faci treabă în mod corect, așa cum știu că poți face și dreptatea e la tine. Deci eu nu am cea mai mare încredere în tine, fiindcă știu cine este Oleg Brega și ce prin activitățile pe care le prestez, pentru mine aș considera să fii bun chiar și la primăria capitalei, fiindcă nu străci. Da, dar am zis la primăria capitalei nici nu mai pot să încerc să candidez, pentru că 10.000 de semnături e imposibil pentru cineva fără bani, fără partid, fără mafie sau fără grup mare de inițiativă. Ai văzut că și candidatul societății civile, Victor Chironda, tot nu s-a apucat să strângă 10.000 de semnături, ci a acceptat mariajul cu un partid. Eu cred că un partid compromis din cauza liderului, dar el cred că e un partid onest și iată vrea să cu posibile consilieri tot din societatea civilă. Am văzut că te rețineau aici jandarmii. Ce vor aici? Ce deranjează? Ți-am dat și comentarii, știi? Că zic, ce vor mărlanii ceia? Când ei filmă... Păi cum ai văzut video și nu știi ce vor? Vor să nu-i filmez. Dar ce să tem de mișmașul care le fac? Odată instituție publică ai dreptul să filmezi, pentru că trebuie să te aperi și să probezi ceea ce se întâmplă, nu să fac ce vor ei. Na, poate... Ei erau filmări și eu clar filmam. Dacă eram cu telefonul în mână și dacă se vedea pe ecran că îi filmez, normal că îi deranja filmatul. Dar procesul cu radarul ce-ai făcut? Ce știi? Care se jucau aia cu radarul? Am fost audit. Așteptăm soluția instanță. Și am avut două procese ieri pentru radar și azi am fost și la poliție ca parte vătămată într-un dosar penal intentat de poliție. E complicat. Acolo am relatat de mai multe ori. O să am văzut, eu urmăresc tot timpul, ți-am spus, urmăresc toată evoluția lui Oleg Brega, fiindcă sunt unul din cei mai apropiați prieteni al lui și păcat că aș fi vrut să vin și la Chișinău să poți fi aproape de activitățile tale, dar așa le fac pe Moldova aici la noi. Și cu filmările și cu... Mulțumesc, Iulian, pentru susținere. Dumneata, deocamdată nu ai drept de vot în Republica Moldova. Oricum, sper că ai public moldovean, așa că continuă să comentezi, să dai like-uri, share-uri.
Și asta mă ajută foarte mult. Mulțumesc pentru că ai intrat în direct. Nu ai pencit, îți mulțumesc eu că mi-ai acceptat și îți doresc succes în continuare și Doamne ajută, Oleg, și te susțin din Moldova, de la noi, de aici, de pe Plaiurile Bucovinii. Și te aștept chiar în Bucovina, la cea mai frumoasă cabană, cabana Rarău, să vezi cât de frumos este un peisaj. Dacă vrei să faci un tur Am până la noi în înțeles. Bucovina, chiar te aștept. Bine, bine. Poate vara viitoare, deja toamna nu mai pornesc. Vreme urâtă, rea, rece, acum nu mai poți porni cu cortul, cum am stat eu astă vară când am mers până la Dunăre și la Olt. Nu ce da, luptă în continuare, multă baftă, zice Lucian Elizabeta Voicu. Sigur, nu cedez, până ultima zi voi strânge semnături, dar cum i-am zis și lui Valentin Borodache, dacă nu o să am cel puțin 500 de semnături, nici nu o să prezint listele pentru Parlament. Voi concura doar pentru Consiliul Municipal. În sens că eu oricum trebuie să le duc acolo să predai listele și legitimațiile, că așa prevede legea acum. Dar nu o să duc dosarul ca să mă înregistrez candidat. Doar o să le întorc listele cu tot cu semnături ca să facă ei borș, zamă cu ele. Dar sper totuși să am cel puțin 500 de semnături și chiar câteva cu rezervă, ca eventual dacă se anulează unele, să rămână 500 și să pot fi înregistrat în cursa electorală, să pot participa în dezbatere electorale. Îmi dau seama că fratele lui Andrei Năstase e favorizat de apartenența, susținerea blocului de guvernare. Acum înțeleg că femeia care reprezintă Partidul Socialiștilor e și ea destul de populară. Înțeleg că sunt și alți candidați acolo care sunt avantajați față de mine. Dar eu totuși vreau să apar în dezbateri, să aduc pe agenda drepturile omului, transparența, onestitatea politicienilor și de asta insist să particip în campania electorală pentru Parlament, chiar dacă, după cum vedeți, faptul că suntem discriminați, faptul că nu cheltuim bani pentru imagine, pentru campania electorală, ne defavorizează și candidați ca mine nu ajungem în funcții publice, decât foarte rar și în mod excepțional. Poate te aliezi cu vreun partid și totuși reușești, zice Victor Bulimaga, și eu nu vreau să mă aliez cu orice partid. Mi s-a întâmplat, ați văzut, în campania din 2015, ca să candidez la funcția de primar al capitalei, pentru că nu reușesc să-mi adun nici 1.000 de semnături din Chișinău. Și a fost o experiență de ținut minte, dar acum nici n-am avut oferte decât de la partide pe care nu le pot accepta. Nici nu am vrut prea tare, pentru că decât să ajung în Parlament deja pătat cu alierea asta politică urât-mirositoare, mai bine rămân în afara Parlamentului, tot în opoziție, continui activismul meu civic, consecvent, intransigent, critic, credibil. Valentin Borodache zice, trebuie de grăbit, se așteaptă ploi, timp urât, împarte voturile la câte zile au rămas și vezi câte pe zi trebuie colectate. Mie îmi trebuie acum 50 de semnături pe zi, dacă am de gând să colectez 5 zile, eu am la dispoziție 6 zile, dar una probabil va fi sacrificată pentru procesul Universitatea Slavonă de la Curtea de Apel, pe care nu-l pot rata. Deci 50 de zile, da, pot să fac, am văzut că e foarte greu, dar nu e imposibil. Dacă va ploua, va fi mai dificil, dar cum a zis Valeriu, o să merg prin blocuri, pe la bloc și iată, pe strada Grenoble, la Codru sunt blocuri, la Durlej sunt o grămadă de blocuri, în deal mai ales unde n-am fost, aici la Chimiștilor am fost, le-am vizitat cam pe toate. Sau îmi iau pelerina, umbrela și merg și pe ploaie, pe la casele oamenilor, dar nu prea stau oamenii pe afară și trebuie să bați la poartă, să trezești toți câinii, toată mahalaua și până vine omul la poartă, după aia se întoarce să-și ia buletinul, după aia întoarce să-și ia ochelarii. Sau se răzgândește, se întâmplă în tot felul. Și deci asta îți consumă mult timp și multă energie. Dar bine că sănătos, bine că ești liber. Și sper de sâmbătă să continui să strâng semnături sau că mă vor ajuta colegii care s-au angajat să facă chestia asta chiar în lipsa mea acum. Valentin zice că lui trebuie 35 de semnături pe zi ca să reușească. Îți doresc succes dacă insiști. S-ar putea să reușești și dumneata
să candidezi la funcție de primar în localitatea care te interesează, probabil cea mai apropiată de satul dumitale. Apropo de procesul lui Andrei Babenco, ziceam că acela a răposat și un alt făptaș, părtaș al lui, tot a dat tortul popii. Din patru agresori, doi deja au murit. Iar între timp văd că judecătorul Oleg Melniciuc, cel care a dat prima sentință de achitare a lui Babenco, e scos din sistem, e suspendat din sistemul judecătoresc. El a fost și președintele instanței de la Rășcani. Iar procurorul care s-a ocupat de caz a uitat cum îl chema pe el, tot Oleg, nu știu cum. Se pare că are și el dosar penal. Ambii, deci, sunt acuzați de corupție. Nu știu dacă Ion Pleșca, cel care a dat următoarea sentință la apel, dar în care îl învinuia, îl inculpa pe Babenco și îl punea să plătească, nu știu cât, 4.000 de lei, nu știu dacă acela mai rămâne în sistem, mai ales după ce a participat la vânătoarea domnească în care a fost împușcat Sorin Paciu. Dar acum dosarul la Curtea de Apel, la a treia examinare, se pare, va fi pe mâna altui judecător, altui complet de judecători, să vedem cine și cum se va comporta, dacă nu cumva se vor trezi în ședință că trebuie să se autosuspende, să renunțe la participare și în felul ăsta să mai amâne odată procesul. Vă ziceam, suntem într-al nouălea an de la faptă, deci al optulea an de injustiție moldovenească. Mă gândesc deja să acționez statul în judecată, am și promisiunea unei avocate că mă ajută voluntar, dar încă nu am actele necesare ca să acționăm Ministerul Justiției în baza legii 87 în judecată, pentru că nu e capabil să asigure dreptate în termen rezonabil. Și pentru un astfel de dosar, termen rezonabil nu e 8 ani, mai ales că dosarul a ajuns până la Curtea Supremă, s-a întors din nou la apel, după aia s-a dus iar la Curtea Supremă și acum e din nou la apel, a treia oară. Și vă ziceam, paguba nu a fost încă recuperată, iar inculpații mor. Melniciuc ăsta, judecătorul de la Rășcani, nu doar că l-a achitat pe Babenco, ci a dat și sau a acceptat ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală a complicilor lui Babenco și ei au fost transformați în martori. Deci ei au participat la gătuirea, la reținerea, la strangularea, la agresarea mea și ei au fost scos de sub învinuire și transformați în martori. O bătaie de joc. Și acum ei nici măcar nu vin la proces, decât au venit în prima instanță ca martori și după aceea e gata. Unul, ziceam, a murit, alții se plimbă la libertate. E un proces care ar trebui să, despre care ar trebui să vuiască presa, dar pentru că e liniște, iată, ei își permit să facă ce vor, inclusiv Melniciuc și-a permis să-l achite pe Babenco. Văd că cineva încearcă să intre cu mine în direct, dar nu înțeleg de ce nu reușește. Probabil pentru că ține telefonul pe verticală sau n-a acceptat rotirea automată a ecranului sau poate că nu știe ce buton a apărat și nu-i vine a crede că e invitat cu mine în direct. Victor Bulmaga zice, dacă trebuie, mergem împreună, nu e nicio problemă. Lângă mine nu contează cine vine, pentru că eu strâng semnăturile, dar nici nu prea am nevoie, dacă merg pe la porțile oamenilor, nu prea am nevoie de cineva, decât eventual să fie martori alături de mine și bază de corp în caz de agresiune. Iar dacă stăm la stație și colectăm mai mulți, poate cineva trebuie doar să vorbească cu oamenii, să strige și să-i direcționeze spre mine sau spre colegii mei care strâng semnături. Și vă spuneam, suntem vreo 6 în grupul de inițiativă care strâng semnături. Alte persoane, terțe persoane, nu pot să colecteze semnături în numele meu, fără legitimația aceea, fără dreptul de a colecta. Și nu pot decât asta să facă.
să treacă pe la poartă, vorbească cu oamenii și după aceea să se coleg cu mapa, cu legitimația, cu listele de semnături. Vin aici să ia semnătura de la om. Deci da, poate ai cu ce să mă ajuți, dar nu pot să strâng semnături în numele meu, evident nu pot să semneze în numele altcuiva. Gheorghe Scutari zice că se aude un sunet mizerabil, probabil masa asta scârție când fac așa, sau nu știu ce altceva. Oricum, e posibil să fie și căștile tale defecte sau boxele tale cu probleme, dar poate fi și de la mine. Ziceam că s-auzea mai devreme o bormașină. Suntem la bloc, e ora 9 abia, nu pot să interzice omului să folosească bormașina la ora 9 seara, pentru că tu ai live sau nu știu ce, nu? Dacă îi trebuie omului la gât o gaură acum, o să întrerup aici transmisiunea pentru că mai am de editat niște video de pus pe Curaj TV și trebuie să-mi pregătesc mapa pentru procesul de mâine pe unul dintre cazurile de la Bragadiru, când am fost agresat de jandarmi și de poliție, când încercam să intru la ședința Consiliului Local al orașului ăsta din suburbia Bucureștilor, dar care face parte din județul Ilfov. Cam asta e situația. Mulțumesc tuturor pentru solidaritate, pentru curiozitate. Ziceam, dacă vreți să mă ajutați, like, share, coment, eventual veniți să semnați dacă sunteți din circumscripția 33, semnați la mine sau semnați la colegii mei din echipa de susținere sau mai dați idei cum, iată, Valeriu ne-a informat despre blocurile de la Dobrogea și despre stațiile în care oamenii stau liniștiți, s-ar putea să aibă buletinul la ei și să vrea să semneze pentru un candidat independent cu buget zero. Mulțumesc, noapte bună!